Pompierii din Gorj sunt în alertă după ce bărbatul de 56 de ani din Bâlteni ar fi căzut în apele Jiului și este de negăsit. Acesta a plecat împreună cu prietenul său la pescuit, iar cu ei și-au luat și rezerve de băutură, pregătiți pentru o noapte lungă și rece. Am fost aseară. Și eu am plecat, că dacă n-am mers, treaba, nu știu ce, n-am prins nimica. Nu. Și am plecat acasă. Și el a zis că mai rămâne, mai avea țuică într-o sticlă, eu nu beau. Și am lăsat o țigară și am plecat acasă. Și azi dimineață mă sună un vâr de-a lui, de aceea că n-a venit acasă. Ieri, pompierii militari de la detașamentul Turceni au reluat operațiunile de căutare, însă nu au dat de trupul bărbatului. Și în cursul zilei de joi, un echipaj din cadrul secției de pompieri turceni cu 5 subofițeri și o barcă pneumatică au efectuat căutări pe albia râului Jiu, în aval de comuna Bâlteni, pentru persoana care a fost dată dispărută în ziua de sâmbătă. Din păcate, trupul persoanei nu a fost găsit. Pompierii vor relua căutările în cazul în care vor mai fi solicitați de către rudele bărbatului. Acesta locuia singur și era necăsătorit. Rudele sale se pregătesc acum pentru ce e mai rău.